Salutare tuturor! Pe data de 17 septembrie, în București, avem o mare gală Coloseum Tournament, unde vor lupta trei sportivi ai clubului Absolută Cotroceni, Marian Dinu, David Constantin și Mihai Smărândescu. Eu nu știu ce văd. Aveam o cașină în picioare. Salutare! Pe 17 septembrie, la Sala Polivalentă din București, are loc gala Coloseum Tournament, unde voi lupta împotriva lui Andrei Bujor. Din câte am înțeles, acest Andrei Bujor este antrenat de Alin Panaite, fostul antrenor al maestrului meu. Meciul lui Marian Dinu va fi un meci foarte interesant, pentru că va lupta cu Andrei Bujor, elev antrenat de Alin Panaite, fostul meu antrenor cu care am colaborat 10 ani de zile. Va fi o luptă interesantă, eu voi fi în colțul lui Marian Dinu, Alin Panaite va fi în colțul lui Andrei Bujor. Ne cunoaștem foarte bine, avem stiluri asemănătoare, va fi o luptă crâncenă. Este prima oară când lupt cu un luptător de gardă inversă. Am pregătit o strategie foarte bună cu maestru și atât Andrei Bujor cât și Alin Panaite vor avea o surpriză foarte mare. Nu uitați, pe 17 septembrie va fi un show marca Coloseum Tournament la Sala Polivalentă din București sau ne puteți susține din fața televizorului live pe Digisport 2. Salut prieteni, 17 septembrie voi lupta la Sala Polivalentă în cadrul galei Coloseum Tournament. La meciul lui David Constantin va fi din nou un meci interesant pentru că luptă cu un fost boxer care este familiarizat cu ringul, are câteva meciuri de box. Serghei Zanoziev, din câte știu eu, vine din box, are o oarecare experiență, dar eu i-am pregătit o surpriză. 17 septembrie, Sala Polivalentă din București. Salut, sunt Mihai Smărândescu și pe data de 17 septembrie voi lupta la gala Coloseum Tournament pentru prima dată în România, în București. Sunt antrenat de maestru Ionuț Pitbull Atodiresei din vara anului trecut, când am început să îmi doresc să fac kickbox. I-am dat un mesaj maestrului, întrebându-l dacă pot să mă alătur echipei sale, iar acesta a acceptat și voi lupta cu Alin Câmpan, din care am înțeles că se antrenează la Stoica Brothers Academy. Îl știu de foarte mulți ani pe Alin, este un adversar cu experiență superioară, cu o alunjă superioară, dar în timpul meciului se va dovedi care este cel mai bun. Mihai Smărândescu luptă cu Alin Câmpan, un adversar mult mai experimentat decât el. Foarte înaltă alonjă superioară, dar Mihai este foarte determinat, foarte muncitor, agresiv și este foarte hotărât să câștige această luptă și am mare încredere, Mihai. 17 septembrie, vă aștept la Sala Polivalentă din București să vedeți spectacolul adevărat. 17 septembrie, nu uitați, luați-vă bilet și vă așteptăm la gala Coloseum Tournament, la Sala Polivalentă, să ne susțineți!